Salutare, scumpii mei, și bine v-am găsit la un nou videoclip. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru susținere la oricare din videoclipurile mele și vreau să le reamintesc celor care nu s-au abonat, puteți să o faceți pentru a nu pierde următoarele videoclipuri. Apăsați și pe clopoțelul ăla ca să primiți toate notificările în timp ce postez un videoclip. Dați, vă rog frumos, un share pe Facebook la prietenii voștri pentru că mă ajută extrem, extrem de mult. Nu uitați să mă urmăriți pe Facebook, Ian Gasca, și pe Instagram, la fel, Ian Gasca, dați un follow și acolo pe Instagram. Și în videoclipul de astăzi aș vrea să vă spun ce mi-a plăcut la Casa de Cultură din satul Baurcii Moldoveni. Poate voi știți că am filmat anul trecut, pe 27 octombrie am filmat acel videoclip, îl găsiți acolo pe canal. Deci mi-a plăcut extrem, extrem de mult Casa de Cultură, super tare. Îi mulțumesc doamnei primar Elena pentru că a făcut acest lucru și pentru reparația drumului din satul Baurcii Moldoveni. Da. După cum știți, v-am spus și în prima parte a videoclipului de astăzi, o să plec mâine la Chișinău și am zis să mai registrez astăzi încă un videoclip pentru ziua de mâine, dar o să-l vedeți tot astăzi. Și nu uitați că dacă v-a plăcut, apăsați butonul de like, să văd și eu susținerea voastră la canalul de YouTube. Și noi o să ne vedem data viitoare. Eu am fost, ca de obicei, Driver Angisca. Vă mulțumesc pentru vizionare și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!